Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Această mulțumire a rugăciunii noastre, a nevrednicilor robilor săi și să ne miluiască pe noi, Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră, nevrednicilor robilor săi, pe care o aducem cu inimă smerită, pentru binefacerile primite de la dânsul și să-i fie bine primită ca tămâia cea bine miluitoare, Domnului, să ne rugăm. Și bunădorirea credincioșilor săi totdeauna să o împlinească și să îndrepteze spre bine, și ca un milostiv pururea să ne facă bine nouă și Sfintei sale biserici și neamului acestuia, și tuturor credincioșilor săi să rădăruiască cerurile cele către mântuire Domnului, să ne rugăm. Să-i zbăvească Sfânta sa biserică, dar aceasta și pe noi toți, de tot necazurile, mânia, nevoia și primejdia, și de tot vrăjmașii văzut și nevăzut, și de bine credincioși și creștini totdeauna, să-i întărească cu sănătate,
Într-o lungime de zile, nepace și ocrotirea îngerilor săi totdeauna, să ne îngrădească pe noi credincioși și să-i rog Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Amen.
pace ție celui ce ai binevestit. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. În vremea aceea s-a făcut sfat fariseim ca să prindă pe Iisus în cuvânt. Și-au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu după adevăr. Și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu te uiți la fața oamenilor. Deci spune nouă ce ți se pare ție. Trebuie să dăm dajdie cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei, iar ei au adus dinarul. El i-a întrebat: al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci a zis către ei: dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și auzind de acestea, s-au mirat și lăsându-l s-au toată mila, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă la ta slavă, căzând cu frică și cu cutremur, ca niște rom nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binecuvântarea unității poporului nostru, pentru binefacerile ce au fost aduse poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească, creștină și binecuvântată. Și ca pe Domnul și Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți mulțumim și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată, nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile romilor tăi, întemeitorii statului român modern, unit și independent, și rugăciunile poporului tău, și în vrenicii, Doamne, a li se împlini cererile, așa și de acum înainte, învrenicește-i a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și în toate faptele cele bune, a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i, Doamne, de toate rea întâmplare de lângă de pace și liniște. Dă, Doamne, și acum, ca și atunci,
cârmuitorilor noștri Duhul înțelepciunii, al iubirii de popor și de oameni. Întărește popoarele și le înalță pe toate, înălțând și poporul acesta pe care l-ai zidit pe pământ. Înnoiește, Doamne, în inimile judecătorilor Duhul Tău cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstori, în păstorii poporului Tău, lepădarea de sine, dragostea de către dragostea de popor, pe cei pe care i-ai dat să fie asemenea apostolilor Tăi, pe care i-ai trimis în lume la propovăduire, ocrotește-i. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Tine, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne, Doamne, să sporim în faptele cele bune, care îi fac pe oameni să fie asemeni chipului Tău. Pomenește, Doamne, pe toți eroi, ostașii și luptătorii români, pe cărmuitorii de atunci ai neamului nostru, pe toți cei din toate timpurile și din toate locurile căzuți pe câmpurile de luptă, în lagere, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri de atunci, când chemau ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește încă numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție, celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, Jucătorului Tău, Duh. Dumnezeului celui întreime, slavă ție, Dumnezeu nostru, Dădătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Prea fericitului Părintelui nostru, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de Doamne, lungime de zile, bună sporine în dreapta propovăduirea cuvântului Tău și încărmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii și păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Credinciosului popor român de pretutindeni, cârmuitorilor țării noastre, mai marilor orașelor și ai satelor, și iubitoare de Hristos, armată de le Doamne, zile bune și îndelungate, dragoste de țară, viață pașnică, sănătate și mântuire în toată bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință și păzește pe dânsi într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Binecredincioșilor creștini care sunt de față la această slujbă, dă-ne, Doamne, dragoste de țară, zile îndelungate, pace și sănătate, în toate bună sporire, și păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților și tuturor lăudaților apostoli, cu rugăciune născătoare de Dumnezeu ocrotitoare a Bisericii noastre și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Amin! Dumnezeu, Dumnezeu, sănătate, mântuire, să vă împlinească rugăciunile și numai bucurii!